aici am o varză potrivită, vedeți? Eu o fac simplă, simplă, simplă. Eu nu pun multe, multe ingrediente. O ceapă. O să avem nevoie de apă. Așa, am pregătit-o așa aici. De piper. Și de puțin bulion. Sau suc de roșii. Ce, sau roșii proaspete. Ce doriți, puteți spune. Vedeți, puteți spune și roșii proaspete. Tot ce doriți. Fiecare pune ce are în casă. Așa. Și o să începem și ulei. Ulei pentru să prăjim puțin, să undim ceapa. Și după aceea o să facem bostănelul. Eu deja l-am dat prin răzătoare mare și l-am pus cu sare ca să-și lase apa. Și o să facem un tavă. Într-o tavă unsă cu tapetată cu foaie de hârtie de copt. Și o să începem cu varza. Am să dau deoparte. Așa. Și am să fac în noana. Bună seara, bună ziua, Liliana. Bună seara, bună ziua. Într-o oală cu depresiune. Că se face imediat. Și am să pun mai întâi un pic de ulei. În oală. Așa, cam un păcăruț de cafea. Și pun pe foc. Și am să tai ceapa. Aici am o varză, cred că are un kilogram. Nu are mai mult. Și o ceapă. O ceapă așa cât mânuță. Rețetă fără cântare. Cine dorește, le cântăresc și spun. Așa. Și mi-am pregătit un cuțit mare pentru varză și un cuțit pentru ceapă. Și să tăiem ceapa. Să dau așa că varza udă, să luăm apa. Și să tăiem ceapa. Să o tăiem. Nici prea mărunt, dar nici prea mare. Acum fiecare taie cum este obișnuit acasă. Pișcă, pișcă la ochi. Am tăiat ceapa. Pișcă, pișcă. Și o să punem ceapa aici în olița noastră. Așa. Vrem așa aici. Deja uleiul s-a încins puțin. Și învârt puțin. Și o pun pe foc de nou. Varza. Astăzi plâng cu voi. Așa. Și să tăiem varza în două. Așa. Și eu o tai așa. Nu să mă uit la ea. O tai așa încet. Ia uite. Așa. Și o să-l dăm deoparte. Și acum. Puțină sare. Eu presor așa pe deasupra. Așa. Și o iau și o se face ceapa. Și după aceea nu mai adaug sare.
gust, doar dacă este necesar. Așa. Eu când o fac, o las puțin și după aceea o storc bine, bine. Dar acum vă arăt cum o fac eu. Este bună și așa. Așa. O las să se moaie puțin. Ia să vedem ceapa. Așa, ceapa este gata. Aici am să adaug puțin apă. S-a umbit așa puțin și adaug puțin apă. Aici aveam jumătate de kilogram. Am să adaug jumătate din apă. O vreau mai scăzută, nu vreau așa. Și pun pe foc. Și lăsăm varza 2 minute, așa cât se face apa. Și eu o fac simplă, fără carne. Dar cine dorește, poate pune și carne. Și eu pentru băieții mei am să pun și am să fac niște șnițele din cărniță de purceluș și să vă arăt cum o țin eu la congelator. Și am să scot acum, ca să le scot lor câte 2 feliuțe pentru în seara aceasta. Așa, ia uitați. Vedeți cum o pun eu? Și rămâne feliuțe, feliuțe. Ia uitați. Felii, felii. Și după aceea o puneți în punguțe și scoateți cât aveți nevoie. Ia uitați. Așa. Și am să pun pentru băieți 4. Și restul o pun așa într-o punguță. Ia uitați. Vedeți? Că nu se lipește. Și am să le pun lor 4 și restul o pun în punguță la congelator. Când am nevoie, îmi scot o feliuță, 2, cât am nevoie. Așa. Ia uitați. Vedeți? Cărniță, feliuțe. Și acum aleg și dau la congelator. Și acestea le las să dezghețe. Și o punem la fiert. Și în 5 minute varza noastră este fiartă. Și o să punem și bulionul nostru. Aici am circa 200 de grame de suc de roșii. Sau e ca o pastă, așa. Nu e imediat. Bun. Așa. Vedeți? Aici. Și punem varza noastră. Dacă ar fi stat un pic mai mult, eu o storceam bine, bine și zeama, puneam numai varza și storceam o parte din zeama, așa, bine, bine, bine. Având în vedere că acum fac repede, am să pun așa. Este bine și așa. Și nu mai adăugați sare. Și vedeți că s-a mâiat puțin. Așa. Și las 5 minute și după aceea desfac capacul și adaug roșiile. Așa. Ia să vedem așa, să amestecăm așa puțin. Adăuga circa 250 de apă ca să nu-mi iasă. O vreți mai zemoasă, puneți apă mai multă. Așa. Eu acum pun capacul. Așa.
capacul și punem pe foc. Și când începe să fiarbă, dăm în jos și lăsăm 5 minute. Avem zucchina noastră. Bună seara, Rodia! Am intrat din nou. Am lăsat să se răcească crostata de dimineață. Așa. Și mâine am să vă arăt scoasă din... că după aceea o pregătesc, că este un cadou. Așa. Și avem. Aici am 4 sau 5 zucchine. 4 zucchine, cam așa. Dase prinzătoare cu ceapă, cu sare. Și o să punem un ou sau două. Am să văd consistența. Am să pun parmezan, circa 50 de grame, piper și sare și un pic de pesmet. Și o să punem în tigăiță puțin, în tava noastră, puțin ulei. Eu mi-am pregătit o tăviță. Este mică, nu este mare, cu foaie de foc. Și avem aici bostanelul nostru și avem un vas, să vedem unde l-am pus aici. Aici am un vas și am să stoc din zeamă și am să pun doar dacă nu sunt prea zemoș. Vedeți? Bostanelul, ia uitați. Că eu le-am pus cu sare ca să-și lase zeamă. Și sare adaug doar dacă mai este necesar. Și o să stoarcem așa. Ca să scoatem toată apa din bostanel. Așa. Și punem aici. Bună seara, bună seara, bine ați venit! Așa. În seara aceasta avem omletă la cuptor de bostanel. Și varză. Varză simplă, simplă și pentru băieți șnițele din... Bună, Ana Maria! Șnițele din cărniță de purceluș. Așa. Am luat tot. Și acum să punem ușorul, o să vedem dacă ne intră unul sau două, ca să nu fie prea moale. Așa. Sarea, vedem la urmă. Și am să pun un nou. Am să pun puțin piper. La piper nu am pus la varză, am să pun odată cu roșiile. Așa. O să punem un pic de parmezan și amestecăm cu o lingură. Dacă mai e nevoie, e să deschidem și cuptorul. Așa, am deschis și cuptorul. Și dacă mai e nevoie de un nou, mai adăugăm. Având în vedere că i-am scos să zeamă. Da, și o să-l adăugăm și pe acesta. Două. Că avem patru zucchine. Rețetele le găsiți aici pe pagină, pe pagina de prăjituri cu camelia și bucate gustoase și toate sunt și pe canalul meu de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo găsiți peste 700 de rețete. Multe, multe. De toate felurile. Pentru toate gusturile. Așa, și amestecăm așa bine.
puțin ulei înăuntru, așa. Puțin, puțin. Și punem aici cam o lingură, două de pe smet. Bună seara, Măricică! Bine ați venit tuturor! Așa. Așa, mai adăugăm puțin pe smet. Așa. Am închis la oală cu presiune și acum dăm la mic. Așa. Am dat la mic. Și lăsăm. Lăsăm cât că punem în tavă și apoi scoatem și punem, desfacem capacul și punem bulionul nostru, roșiile noastre. Și se face în 10 minute, este gata varza. Așa. Ia să gustăm, să vedem dacă este bun de sare. Este bun. Și aici am o tavă. Un puțin ulei. Așa. Închidem așa peste tot. Și punem toată compoziția. Și întindem peste tot. Și dăm la cuptor și lăsăm circa 15 minute. 20. Controlăm. S-a terminat. Au. Și întindem așa. Așa, și acum dau la cuptor. Dăm la cuptor, circa 15 minute. Oala noastră cu presiune. Așa. Omleta noastră la cuptor se face. Imediat o să o scoatem. Așa, ia să vedem. Imediat desfacem. Să adăugăm sosul de roșii. Aici am circa 200 de grame și piper, că nu am adăugat. Așa. Și am să țin așa încet și am să scot. Așa. Oh.
s-a uiat. Acum eu învârtim puțin, amestecăm, amestecăm. Așa. Vreau să fac o văzucă scăzută. Așa. Și acum am să pun puțin din piper. Așa. Și socul nostru de roșii. Roșii sau roșii în bulion sau roșii proaspete. Și amestecăm. Și gustați dacă mai este nevoie de sare. Ia uitați, vedeți? Deci l-ați văzut vărzuca mea, că am un kilogram, am pus jumătate, aici am jumătate de apă, de kilogram, și am pus cam jumătate, 250 de grame, în oara cu presiune. Și așa este zemasă. Și amestecăm bine. Și punem din nou pe foc. Este aproape gata. Ați văzut, în 5 minute este gata. Cu această oală, oala minune, eu îi spun. Se face totul repede. Încă puțin. Așa. Și o mai las încă 2-3 minute după ce se ridică aici înăuntru. O las așa, apoi apăs în jos. Și o lăsăm 2 minute. Și o punem așa, așa. Încet, încet, scoatem de aici, ca să fac puțină gălăgie. Capacul. Până coboară în jos acesta de siguranță. Da. Și acum scoatem. Ținem așa că este fierbinte. Ia uite. Încă fierbe. Ia uitați cum arată vârzuca mea. Oh. Vedeți? Așa. Este gata. Ia să vă arăt aici pe o farfuriuță cum arată. Încă fierbe. Ia uitați ce bunătate. Am zis eu scăzută, scăzută, dar oricum este zemoasă. Ia uitați. Ia uitați ce bunătate. Așa. Ia să vedem, ia uitați-o. Vedeți? Așa. Ia să vedem cum arată. Așa, este gata, este gata. S-a lipit. S-a lipit, s-a lipit într-o parte. Ia uitați cum arată, vedeți? O puteți face și ruladă. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc! O puteți umple cu ce doriți în interior și o rulați dacă doriți. Dar eu nu, eu o tai așa. Ia uitați. Și o așez așa pe... pe farfurie. Este fierbinte. Așa. Gata și omlețica noastră. Omlețica de zucchine. Cine dorește o poate și umple. Vedeți? Ia să vedem.
Que yo, este fervente, no reuse soy yo. Se ve que esté mole. Și barzucă fierbinte, am arătat, să vă uitați la începutul videoului. Eu când cumpăr așa o bucată de carne sau o bucată de mușchiuleț, eu tai tot timpul feliuțe și apoi pe hârtie de copt le pun una lângă cealaltă. Eu am făcut și video pe YouTube ca să vedeți. Le pun una lângă cealaltă. Așa, și le acopăr cu altă hârtie și fac straturi, straturi, bag la congelator pe un fund sau pe un platou și după aceea le pun în punguțe și rămân când am nevoie de o singură feliuță de carne sau două, o scot că nu se lipesc. Ia să vi le arăt. O feliuță de carne, vreau o feliuță, scot o feliuță, vreau două, scot două. Vedeți că nu se lipesc? Așa, acum le bag înapoi la congelator. Așa. Și închidem, le legăm așa închidem așa bine și ca să nu scoatem toată bucata de carne sau dacă avem nevoie de o doar de singură singură bucățică cu sare și piper, după ce s-au dezghețat sau dacă sunt proaspete, după ce le-am dat cu sare și cu piper, imediat le dau cu făină. Așa fac eu, cu făină. Cine dorește poate pune și pesmet. Și după aceea zbat cu oul cu puțină sare și dau prin nou și le prăjesc. Și atât. Acestea sunt rețetele. Eu vă pup și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru vizionare, că mi-ați fost astăzi alături. Și ne vedem cu alte rețete. O seară frumoasă în continuare și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici și poftă bună la cine o să stea la masă. Poftă bună tuturor și o seară frumoasă. Pupici și multă, multă sănătate. La revedere! Vă pup dulce. Multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!